Bun găsit, stimați prieteni, la o ediție specială a emisiunii Proces Verbal, având în vedere faptul că invitatul meu este domnul Mircea Roșca, candidat PNL Prahova la Camera Deputaților. Avem foarte multe subiecte de abordat cu domnul Roșca. Domnul Roșca, în această campanie foarte mulți, cei mai mulți, vin și vorbesc despre promit tot felul de lucruri sociale, economice. Noi am încercat aici la Proces Verbal să discutăm cu candidații despre ceea ce doresc să facă pentru Prahova. Și aș dori să vă întreb dacă există în agenda dumneavoastră și cea a PNL, dar și cea personală de viitor deputat, dacă există trei obiective, două obiective majore care țin de județul Prahova și pe care doriți, puteți să le promovați, să le susțineți în cadrul Parlamentului României. Domnule Lachie, înainte de toate vreau să salut telespectatorii dumneavoastră și mă bucur să fiu în emisiune, acum la sfârșit de campanie electorală. În campania de la locale am avut o emisiune sau două, nu mai țin minte, și v-am spus un lucru că nouă ne place să facem și să se vadă după. Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, nu s-a hazardat să promită lucruri în campania electorală și vedem că deja se văd lucruri. Și se văd lucruri chiar revoluționare în județul Prahova. N-am să dezvolt, sunt adeptul acestei idei, dar cred că întrebarea cea mai directă care putea să mi-o puneți, care e primul lucru care îl fac când mă duc în Parlament? Și pentru că am dumneavoastră două, și dacă aveți. Și că, pentru că am îndrăznit acum, îmi permit să spun că primul lucru pe care îl fac în Parlament, pentru că acum în campanie electorală m-am lovit de această problemă, de întrebări ale cetățenilor, este să aduc un amendament unei legi în Parlamentul României, care cred că din lipsă de concentrare sau superficialitate, chiar mai ales că am avut ministrul al mediului în Prahova cât de curând, în colegiul domniei sale unde a fost aleasă la Florești, se întâmplă să nu se regăsească pe lista acelei legi care reglementează sau ajută pensionarul român să iasă mai devreme la pensie, adică pensionarul care locuiește în zonele cu o concentrație de poluare foarte mare, așa cum este Ploieștiul. Ploieștiul se regăsește pe această listă și în jurul Ploieștiului, pe o rază de câțiva kilometri și alte localități. Dar, din păcate, nu au fost luate în considerare niște zone care sunt destul de complicate din punctul de vedere ca istoric. Și mă refer aici, în primul rând, la orașul Comarnic, care a avut fabrica de ciment și eu am copilărit acolo și am crescut acolo și țin minte că nici măcar un fruct nu puteai să-l mănânci decât ciment. Era, nu te puteai să vedea. Erau turiști care treceau cu trenul spre Sinaia și închideau geamul că nu puteai respira. Și mai puternic decât decât fabrica de ciment de la Comarnic, din punct de vedere al poluării, consider și chiar m-am interesat în mod deosebit la Ministerul Mediului, avem Floreștiu, cu fabrica de cauciucuri, Dunlop Florești sau Victoria Florești, cum se numea. Acel negru de fum pe care îl emitea în atmosferă, care a afectat toată zona din jurul Floreștiului. Numai departe, Valea Călugărească, combinatul chimic de la Valea Călugărească, s-a numit după Revoluție, nu mai țin minte, chiar după Revoluție a funcționat ca și fabrica de ciment încă 10-15 ani de la Comarnic și așa mai departe. Fabrica de cauciucuri s-a transformat, cea de la Florești, nu mai are probabil aceeași doză de poluare, dar probabil că persistă. Cert este că în baza acestei legi eu pot aduce un amendament ca aceste localități și nu numai, toate localitățile din jurul Comarnicului. La Comarnic ar fi decât Breaza, Talea și probabil că adunați o rază de 8 km conform legii, care vor beneficia toți locuitorii care au locuit minim 30 de ani pe raza acestor localități în 8 km distanță față de localitățile acestea, pot să fie pensionați cu 2 ani mai devreme, atât bărbații cât și femeile, bineînțeles. Și asta înseamnă că Breaza, Comarnic, adunați, Talea, poate chiar și Provițele, în jurul Floreștiului, Filipești de pădure, Filipești de târg, Măgureni, Băicoi, Scorțeni, Bănești, care toți locuitorii de pe raza acestor localități vor beneficia de acest amendament pe care eu îl voi face și care a scăpat, ca să zic așa, ca să nu zic o răutate, că probabil se poate interpreta că poate intenționat, că nu știu cum ar putea să scape acest lucru ca ministrul mediului și să fii și din Prahova. Și bineînțeles, la Valea Călugărească, în jurul acestui combinat, care toată lumea știe cam ce făcea, pentru că acolo erau produse chimice pentru agricultură, se produceau. Și deci Bârcovul,
Bucovu, Berceniu, Urlațiu, Dumbrava, Albeștiu, Urlațiu, toate localitățile din jurul, în raza asta de 8 km, vor beneficia cetățenilor, când vor ieși la pensie, ca acum sau mai târziu, de o... de o pensionare la o vârstă cu 2 ani mai devreme decât vârsta legală. Problemele acestea au fost semnalate și de către autoritățile locale? Sau? Nu, lucrurile astea le știu foarte bine și de când în vechiul meu mandat de parlamentar. Când legea nu exista, eram unul din co-inițiatori la momentul acela, ea nu a ajuns în momentul ăla. Între timp, legea a fost votată în Parlament cu câțiva ani în urmă, dar a fost omise aceste localități și bineînțeles că nu o să discut acum, o să fac un studiu pe tot județul Prahova să vedem dacă sunt și alte localități care s-ar încadra din punct de vedere al poluării și acestui fapt, pentru că e posibil noi să spunem, domnule, 2 ani de zile de pensionare, dar toți vom ajunge la o vârstă și știm ce înseamnă, 2 ani pot însemna pentru viața unui om la vârsta de 60 de ani sau 62 sau 65 de ani, cât 10 ani, pentru că, bineînțeles, suntem la o vârstă mai înaintată și efortul este mult mai complicat. Oricum, vă fac o destăinuire, faptul că noi de la Ploiești ne uitam cu invidie de la Breaza în sus și mi se infirmă. Da. Că ziceam acolo, domnule, e aer curat. Da. Dar și dumneavoastră, a spus mai Cimentul devreme... Cimentul Comarnic a fost ceva... Eu am locuit și noi, fiind de... orașul Comarnic este așa o depresiune care ne-a ajutat din punctul ăsta de vedere asupra chiar a temperaturii, a viscolilor și tot ce se întâmplă în alte localități. Dar din punct de vedere al acestui aspect cu fabrica de ciment, noi fiind toți pe dealuri, în jurul fabricii, tot... toată poluarea asta emisă venea, se ridica peste noi. Deci eu noi când mergeam să mâncăm un fruct, chiar nu puteai, trebuia să-l speli câteva minute bune ca să scape de un strat care se așeza. De deci, făcea în unele situații chiar o crustă. Da, ne lăudăm cu Prahova industrială, dar pe de altă parte industria are și costuri. Acum să nu înțelegem că eu chiar mi-am dorit și sunt un luptător din perspectiva asta și dacă tu m-ați provocat al producătorului român, al industriei românești, dar nu cum se făcea atunci. Am evoluat în ultimii 30 de ani, dar nu în perspectiva evoluției am închis fabricile astea. Fabricile astea s-au închis și s-au falimentat intenționat de guvernele, pe care eu nu vreau să le număr aici. E posibil că știți și mă cunoașteți, m-ați cunoscut de atâta timp, chiar să nominalizez oameni din interiorul partidului meu. Adică eu nu sunt un om și nu voi face o politică încât să arăt de ce bun, ce deștepți, ce vom schimba noi și ce răi sunt ceilalți. Eu cred că în toate partidele politice poți găsi și în oamenii politici ceva bun, dar nu pot să-mi aduc aminte, nu pot să nu-mi aduc aminte de anii 90, de cum s-au făcut privatizările și ce s-a întâmplat în procesul integrării europene, în sensul în care primii miniștri sau primul ministru de atunci când am intrat în Uniunea Europeană, nu vreau să acuz în mod direct, dar și mai departe, nu au fost niște luptători și nu au reușit să negocieze în tot ce a existat cadrul european, normele europene, de a proteja industria românească, dar mai mult decât atât de a proteja mediul privat din România, patronatul autentic cu capital românesc. Că vorbim de la cel mai mic nivel, de la un producător local, până la producție în masă, că vorbim de o industrie moștenită, modernizată, că vorbim de produsul românesc, că vorbim de brandul românesc. Noi nu avem un brand românesc pe piața europeană, pe piața mondială. Dumnezeu a făcut și nu din perspectiva politică, foarte puțin am ieșit din țară, dacă am ieșit de două ori în conjunctură politică, dar în ultimii 5 ani de zile am reușit să merg în mai multe țări și să văd cum Gula și Palinca și multe alte branduri de la țările din zona noastră și la noi să găsim undeva într-un catastif, că știi că și România are gemul de topoloveni. Nu l-am găsit în niciun restaurant, n-am nicio cofetărie. Ei, pe unde m-am dus, am gustat un gulaș unguresc și Palinca, care noi credeam că este a noastră. N-avem un brand, n-avem o promovare, nu existăm. Aici este de făcut. Aici și aici este de lucrat. Eu personal n-aș vrea să dezvolt, nu avem nici timpul necesar, dar în perspectiva aceasta, în calitatea mea de nou parlamentar în Parlamentul României și din perspectiva a ancorei din centrul Partidului Național Liberal, am numit-o eu NU din centrul, adică național, să nu confundăm cu naționalist și sper să înțeleagă ce fundație puternică are Partidul Național Liberal de a lupta pentru
tot ceea ce reprezintă românesc, de a încuraja mediul privat, de a încuraja libera inițiativă, de a încuraja oamenii care trebuie să dezvolte acea economie necesară de a produce mai departe resurse pentru pensionari, pentru tineri, pentru sistemul medical, mai ales că vorbim în vremurile acestea, și pentru tot ce înseamnă perspectiva dezvoltării unei societăți. Dar și francezii au produsele lor, nemții au produsele lor fabricate în Germania, fabricate în Franța, de care sunt foarte mândri, pe care le exportă și care de fapt sunt consumate foarte mult de către francezi și nemți. Exact. Nu vreau să vă provoc. Dar eu aș putea să completez aici, că când s-a format Uniunea Europeană, poate într-o zi o să facem o dezbatere pe tema asta, care să intrăm pe statutul Uniunii Europene. Extraordinar. Sună extraordinar, nu știu ce se mai respectă acum din el, pentru că valorile, tot ce însemna valori, tot ce însemna brand de țară, tot ce însemna identitate, că vorbim culturală sau producție în masă și absolut într-o piață liberă, într-o piață concurențială, lucrurile erau foarte bine clarificate. Nu știu dacă se mai întâmplă lucrul ăsta, dar probabil țările care au stat la baza Uniunii Europene, când au pornit, brandurile lor și produsul lor a fost bine definit și clarificat în acest statut. Noi mai târziu a trebuit să negociem și, din păcate, liderii noștri, că au fost cu capul plecat, trebuie să recunoaștem că aud asta, că hoții și așa mai departe. Eu pot vedea aici și lipsă de profesionalism, chiar trădare de țară. Nu știu în ce context, dar, sau poate lipsă de experiență. Să nu negociezi toate lucrurile astea care țin de valorile, de identitatea, dar mai ales de producția ta, care să te ducă pe o piață concurențială, care să ajute să producă mai departe economia necesară pentru tot ce înseamnă dezvoltare. Corect, că de fapt înseamnă locuri de muncă, și poți să nu să fie bine în România. Mai există vreun proiect în momentul în care veți ajunge parlamentar pentru care vă veți bate până la ultima picătură, cum se spune? Deci ați menționat, e foarte interesant. Nu, asta v-am spus, o aplicat cu, este aplicat, este ce fac în primul moment în Parlament. Deci Comarnic, Florești, Valea Călugărească și localitățile limitrofe. 20 și ceva de localități și alte localități din județul Prahova. Nu am avut timp, pentru că săptămâna asta eu vreau să fac și un comunicat, timpul nu mi-a permis, pentru că sunt adeptul de a face fără să promovez pentru voturi. Este practic o reglementare a unei legi, chiar la inițiativa unor prahoveni, am văzut acolo, care efectiv, ori cu rea voință, ori nu au făcut lucrurile profesionist cum ar trebui, pentru că nu e nicio diferență, într-adevăr, Ploiești este un oraș poluat și sunt trist pentru lucrul acesta și, din punctul ăsta de vedere, va trebui să luptăm în Parlament. Noi, prahovenii și parlamentarii de orice culoare politică, din păcate, sunt parlamentari, nu vreau să intru în amănunte acum despre deșeuri toxice și tot felul de incubatoare, nu vreau să intru în nicio amănunt, dar cred că pentru ploieșteni, și mai ales acum că avem un primar atât de iubit și atât de aplicat față de tot ceea ce înseamnă Ploieștiul, cred că vom rezolva, pentru că copiii noștri trebuie să crească într-un climat sănătos. Mai ales că suntem atât de aproape de munte, suntem într-un județ atât de departe față de multe atacuri naturale, ca să le numim așa, care au venit. Noi am fost un județ oarecum protejat față de alte județe cu care au suferit, chiar dacă s-au întâmplat și la noi. Și este păcat. Este păcat să nu rezolvăm această problemă. Dar vis-a-vis de alte inițiative, bineînțeles, legate de județul Prahova, că m-ați întrebat și m-ai provocat, eu voi fi un om aplicat, pentru că Dumnezeu, așa îmi place mie să spun, ne-a adus un președinte al Consiliului Județean la care am contribuit și eu în smerenia mea, că vreau să o spun așa, nu decisiv, atât cât am putut de când l-am cunoscut, pentru a ajunge în fruntea partidului nostru, dar mai ales pentru a ajunge în fruntea Consiliului Județean, și pot spune că este un președinte al tuturor prahovenilor. Chiar zilele trecute ne-am deplasat în primării, unde avem primari de la alte partide politice. Și asta vreau să vă spun, fiindcă totuși m-am documentat pentru emisiune, pe pagina noastră de Facebook, am văzut că ați avut foarte multe întâlniri cu niște primari ai unor localități, cu niște primari PNL, PSD, nu prea a contat, nu prea pot vedea foarte clar. Și vorbiți despre proiectele localităților respective, cu toate că ne aflăm în campanie electorală pentru alegeri parlamentare. Adică, da. Bun, și vroiam să vă întreb, că ceva, știți de ce, e ceva atipic. Adică până acum n-am văzut un candidat pe o poziție eligibilă să alerge prin județ, de vorbă cu primarii, indiferent de coloratura politică, și să zic că, domne, uite, centură ocolitoare la Vălenii, vine acum în minte ce am citit, atât de necesar la Comarnic. Păi dacă faceți centură ocolitoare la Comarnic,
Așa. Vă spun că toată Valea Prada și ploieștenii vor fi foarte mulțumiți, nu zic mai mult. Nici o secundă n-am să nu rămână doar vorbe, domnule Roșca. Nici o secundă n-am să-mi propun să știrbesc vreo secundă din modul aplicat, dar aplicat în sensul de a merge direct la resursă, de a găsi cadrul legal și resursa necesară de a rezolva aceste probleme ale președintului nostru Iulian Dumitrescu. Eu n-am fost decât un mijlocitor, dacă zic așa, sau un om care am completat așa ca și împreună cu toată echipa PNL, mai ales cea de la parlamentare, și tot staful care există în jur de oameni profesioniști pe care i-a promovat domnul Iulian Dumitrescu, nu am venit să promitem lucrurile astea, dacă m-ați provocat mai devreme care sunt inițiativele, că nici nu vreau să vorbesc despre lucrurile acestea, dar dacă ați văzut în postările mele, n-am spus votați PNL, n-am spus primar PSD, care eventual s-ar putea să nu știu ce, n-am folosit deloc latura politică, ci din potrivă. Dar care e strategia? Nu este o strategie, este pur și simplu natural. M-ați cunoscut într-o emisiune la locale în care v-am vorbit de factorul creștin. Și dacă noi nu vom putea fi un exemplu de a ne despărți de moștenirea aceasta, care s-a perpetuat, care îmi permis să spun, poate că a fost chiar încurajată, ca să nu zic finanțată, ura în România. Pentru mine, și v-am spus-o foarte clar, unitatea, iertarea este salvarea României. Și atunci, că punem etichete, sunt oameni care cu atâta libertate în limbaj își permit un primar care se preocupă de interesul localității, pesediști, nemernici sau ciuma roșie sau și așa mai departe, vine și dintr-o moștenire, vine dintr-un trend chiar mondial, în sensul în care asta merge, cu asta ieșim, pentru că noi, mai mult ca niciodată, și am să repet asta de fiecare dată, Partidul Național Liberal în tradiția, identitatea și ce a făcut pentru România Mare și pentru România în general, trebuie să fie un exemplu. Că eu, Mircea Roșca, nu pot fi un exemplu la nivel național sau Iulian Dumitrescu, dar în bucățica care noi suntem așezați de către popor până la urmă și ca responsabilitate față de ceea ce avem din zona în care venim, trebuie să fim un exemplu. Și mai mult ca oricine, Partidul Național Liberal, deși trebuie să facem apel pentru toate partidele să facă lucrul acesta. Ori, n-a fost o strategie. Am fost aplicat în sensul în care, ca dumneavoastră ați vorbit de centura ocolitoare de la Vălen de Munte, Florin Constantin, Bebe, cum îi spunem noi, un om cu vederi liberale, un om cu vederi de dreapta, l-am cunoscut mai de mult. Un om care vedem ce a făcut în Vălen, ca și Vlad Oprea, primarul din Sinaia, și mulți alți primari care își plăcea să-i nominalizez aici, 20-30 de primari care, dar ei doi, dacă mă întrebați, spune, se încadrează ca exemplu în primii 5, poate, a ceea ce au făcut. Și nu țin cont, am spus unul de la PNL, unul de la PSD, tocmai în perspectiva aceasta, că vorbim de mizil, câtă nevoie are de centură ocolitoare, că vorbim de comarii, de Valea Prahovei, că vorbim de autostradă, nici nu-mi permit să o vorbesc, dar știu că președintele nostru, că Iulian Dumitrescu, are în gând clar de a degreva și a împărți sarcina și pe Valea Prahovei împreună cu Guvernul României. Adică de a nu ne mai asuma, domne, Guvernul va face. Haideți să vedem cum putem să ne implicăm și noi și dacă se va discuta de o centură ocolitoare, pentru că am fost la Ministerul Transporturilor chiar acum câteva luni, va fi o centură ocolitoare strict în context de autostradă. Adică toată infrastructura ei va fi făcută ca parte din autostradă. Adică ele vor deveni ca să degreveze mai repede. Ai, interesant, ca să degreveze mai repede tot ce înseamnă circulație și știm bine ce se întâmplă pe Valea Prahovei. Aceste centuri să fie prioritatea ca în timp, că astea așa se vor în România cu celelalte și ele nu vor fi niște investiții care, că nu investim de două ori, trebuie să gândim foarte aplicat și strategic, ca ele vor fi parte integrantă cu ieșirile și degrevările de pe autostradă exact în punctul în care noi ocolim în momentul de față orașele respective. Da, mi se pare că este deșteaptă, adică nu construim de două ori. Și eu văd pe Iulian Dumitrescu și bineînțeles Consiliul Județean implicat direct în acest lucru. Deci eu personal am să fiu alături de toți primari. De toți primarii care mi-au deschis o ușă în perspectiva de a mă asculta și de a vedea această transparență. Se poate vorbi, domnule Roșca, despre un T0, despre în Prahova, despre faptul că nu mai contează coloratura politică, contează proiectele. Nu pot să-mi asum lucrul acesta, dar în dreptul președintelui sunt sigur că da, al lui Iulian Dumitrescu și bineînțeles că eu, ca factură umană, că mă cunoașteți și mai ales în ultimul timp, sunt un militant în perspectiva aceasta. Că facem și se vede. Eu cred că campania electorală, când faci, din punctul meu de vedere strict, când faci lucrul acesta peste 4 ani de zile, cred că nici nu trebuie să mai faci în campanie electorală. Oamenii ăștia, ba mai mult, și-au arătat o deschidere către Partidul Național Liberal, rămânând șocați un pic, adică la
ce s-a moștenit aici, am grijă, ajung președintele Consiliului Județean, doar de-ai mei, dar iertați-mi că îmi permis să spun, m-am uitat și eu acum ce se întâmplă. Adică nu mai ne putem baza pe sprijin al Consiliului Județean că mai facem un parteneriat cu 200 de milioane, 400 de milioane lei sau 4 miliarde lei vechi. Cam așa se moștenea, sau hai să zicem 10, că era nu știu ce primarul meu mai important. Nu poate trăi județul Prahova din asta ori. Ce mi-a plăcut la Iulian Dumitrescu este că strategic s-a pregătit de la București, aplicat pentru a avea o susținere puternică, dar nu politică, ajutați-mă și pe mine, probabil cum și asta s-a moștenit, ci efectiv cu resursele clare care au trecut pe la nasul unora și nu le-au văzut. Pentru că poate se ocupau, las pe președinte să vă spună, pentru că ce va urma în perioada următoare, din punct de vedere al transparenței în toate instituțiile care au ținut de Consiliul Județean, în afară de faptul care par dubioase sau efectiv de oameni care n-au avut experiență și n-au văzut, pur și simplu proiecte care au trecut pe lângă Prahova fără să le vadă, fără să le cunoască, care însemna mult mai mult decât orice lucru care te ocupai. Ori Iulian Dumitrescu a venit cu lucrul ăsta și asta le-a plăcut primarilor, pentru că deja se vede, adică când m-am întâlnit cu un primar foarte important, vezi că ai asta acolo, asta acolo, asta acolo, și noi nu m-am pregătit. Adică nu le știa atât de bine el, cât le știa deja Iulian Dumitrescu la prima întâlnire cu el. Și asta este un lucru pe care îmi permis să o spun. Deși aici au existat și președinți de Consiliul Județean cu experiență, care veneau dintr-o zonă a unei școli comuniste serioase, a părții serioase, în care am avut oameni, că nici asta nu-mi place, au, au fost comuniști, nu, au fost oameni care au clădit țara asta și trebuie să-i respectăm. Deși am avut un anumit gen de oameni care au lăsat ceva în urma lor, nu am permis să spun că până la Iulian nu am văzut lucrurile atât de aplicate și echipa pe care și-a strâns-o în jur, că au fost tot felul de atacuri, că nu știu ce oameni a adus, că nu sunt din județ, nu, sunt pentru județ, cu toată ființa lor și născuți în județul Prahova și chiar crescuți în județul Prahova. Eu, ca să închei acest capitol, voi fi lângă acest primar, voi fi, exceptând zona care eu am fost ales pe un vot uninominal când exista Valea Prahovei, nu avem timp să detaliem, dar voi fi un sprijin real, voi fi un om aplicat în strategia asta a președintelui Iulian Dumitrescu și voi fi un înleznitor sau voi fi un om în Parlamentul României, că m-ați provocat în direcția asta, în care efectiv să degrevăm, să limpezim lucrurile în legislație. Eu mi-aduc aminte, în primul meu mandat, n-am apucat să fac prea mult tantam și nici nu mi-a pasionat lucrul acesta. E la mod. Acum, dacă ai COVID, îți pui pe Facebook mai niște like-uri. E trist că se întâmplă lucrul ăsta. Oameni care candidează la Parlament, am COVID și imediat îi se dublează numărul de like-uri care l-a avut, dar să știți că sunt bine după două zile. Eu am trecut prin experiența asta, cum e o paranteză. Nu știu, n-a aflat nimeni, dar nu e de glumă. Îmi permit să spun că nu este de glumă cu această boală. O să dezvoltăm mai târziu, dar ca să închid capitolul ăsta, în primul meu mandat personal, legea achizițiilor publice, am modificat-o, eu am făcut parte din Comisia Industrie, am fost unul din inițiatori, primarul era la primărie, venea o catastrofă, o calamitate peste ea și trebuia să intre într-o procedură în care el trebuia să reacționeze pe vreo 3 luni de zile, pentru că n-avea în posibilitatea legală decât vreo 10.000 de euro limita maximă de a cheltui. Și m-am dus la 100.000 de euro și bineînțeles că în contextul în care merge acum fără să ne să propunem nimic pentru țară, dar de ce ați făcut asta? Nu, am făcut-o pentru ca primarul să aibă reacție imediat lângă cetățean, că au fost calamități care 100.000 de euro înseamnă nimic, efectiv nimic, dar măcar să mă organizez rapid să pot stopa astfel de situații. Sunt cel și pe achiziția directă care am inițiat asta, nici n-am făcut lobby atunci, așa cum o altă inițiativă a mea, operație la doamnele, pentru că trecusem prin experiența asta cu mama, care sunt operate pentru cancer la sân, era obligat de legea românească să-și refacă sânul mamar pe bani proprii. Ori eu am studiat urmând prin spitale și văzând că de fapt se vindecau de boală, dar căpătau o anumită slăbiciune, mutilate, ăsta e cuvântul, mutilate. Ori eu nu pot să spun decât că legea românească o trata ca pe un obiect așa. Da. Ori era parte integrantă din tot ce înseamnă o femeie. Și ați reușit? Eu am reușit, bineînțeles. Și se aplică în continuare? Se aplică în continuare, a fost legea strictă a mea. Eu am făcut și conferință de presă cu tot ce am spus, medici de specialitate, dar bine, Victor Ponta atunci în stilul caracteristic, îmi dă un telefon și zice, păi n-ai vrea să o facem mai repede, să o aplicăm de acum și să o transformăm într-o ordonanță de urgență? Și, bineînțeles, i-a devenit o ordonanță de urgență și cu aplicativitatea imediată și m-am bucurat pentru mamele din România, care în momentul ăsta beneficiază de această operație și ies cu
cum trebuie dintr-un spital românesc. Am constatat în aceste săptămâni de campanie electorală un lucru care a fost spus și de domnul Volosevici și de domnul Dumitrescu, pe de altă parte, Consiliul Județean și Primăria Ploiești. Amândoi spun, domne, avem nevoie de Parlament pentru a implementa, pentru a avea susținere. De fapt, Prahova să aibă susținere la București. Pentru a face spital, pentru... Ieri domnul Volosevici spunea aceste lucruri. Împreună cu domnul Dumitrescu să facem spitalul, să facem bazinul, să facem. Cât de important este votul? Fiindcă dacă ne uităm la sondaje, domnule Roșca, vedem că și la declarațiile unor lideri politici de la nivel central, de la PNL, e clar că sunteți veți guverna cu USR-ul. USR care în această campanie se delimitează de PNL uneori cu subiect și predicat. Și atunci aici sunt o sumedenie de întrebări. Poate guverna PNL cu USR? Se pare că da. PNL n-a atacat deocamdată, n-a răspuns foarte agresiv. Dar USR, aici, colo, punctează foarte clar. Cum vedeți tot contextul acesta? Eu am să fiu sincer cu dumneavoastră. Aici, colo, nu e potrivit, ci chiar mai agresiv, fix sunt una dintre persoanele care am fost afectate direct de lucrul acesta, dar tot prin latura mea creștină, că suntem creștini cu toții, ori suntem, ori ne asumăm, mie mi-a plăcut foarte mult, chiar la USR, să văd un politician, un candidat la Parlament, când a intervenit și a spus, domne, vedem acum tot felul de partide care apără identitatea creștină, dar ei nu s-au rugat niciodată în viața lor, n-au stat în genunchi niciodată în fața lui Dumnezeu, n-au mers la biserică decât atunci când au, ferească Dumnezeu, o mormântare sau fericire, o nuntă sau de Paști, și este și are dreptate. Deci găsim în toate partidele politice și oameni care rezonează în spiritul acesta creștin. Ori eu nu pot decât să-i iert și ca Partidul Național Liberal a avut o poziție în care în niciun fel nu a atacat USR-ul. Acum, strategic vorbind, eu nu știu, nu pot să știu exact, deși am studiat istoria și am fost pasionat și de-aia am intrat în Partidul Național Liberal. Cum au reacționat liberalii când au apărut în 1875, au apărut cu mulți ani înainte prin Ion Constantin Brătianu și au contribuit la toată construcția națiunii noastre până la Marea Revoluție de la 1848 și așa mai departe. Dar partid de dreapta, autentic, când noi ne-am ființat, nu pot să-mi aduc, n-am de unde să știu exact, dar știm că totuși societatea la vremurile acelea, era atât de sănătoasă, încât nu vedem decât modele, nu vedem decât exemple. Ori un partid nou politic înființat în vremurile acestea, e posibil să aibă o doză de nervozitate accentuată și profitând de o societate ușor manipulată, dusă într-o extremă sau chiar acumulând o anumită frustrare vis-a-vis de ultimii 30 de ani, pe care eu nu i-aș numi catastrofal. Toate lucrurile astea au dus România într-o zonă în care noi criticăm țara noastră permanent, arătând cu degetul spre orice lucru, chiar dacă e pozitiv, negativ. Niciun om, chiar vorbeam cu un primar aseară, nu mai sunt motivat să mă duc să văd că rezolv toate problemele. E normal să le rezolvi, dar n-ai rezolvat aia. Nu sunteți bun de nimic, toți sunteți niște hoți și așa mai departe. Ori, lucrul ăsta speculat de niște curente, noi nu pot să le numesc deocamdată platforme politice solide, timpul va demonstra, nu poate să ducă decât la ură, la ruperea în societate și la un parlamentarism, adică garantul democrației în societate, extrem de slab. Pentru că un parlament solid este parlamentul care atunci când ajunge, indiferent de culoarea politică, negociază, dezbate, schimbă idei și chiar merg într-o zonă de compromis în interesul cetățeanului. Sună asta complicat când aude cetățeanul de interesul cetățeanului, imediat eticheta este pusă. Dar așa, ăsta e spiritul democratic, în care ideea, și am văzut cu ochii mei lucrurile astea, unul de la PSD sau de la USR sau de la PNL să ajungă la un compromis în care ideile lor să se regăsească cel mai bine, asta eliminând, domnul Enache, acel populism demagogic din Parlament, în care dacă ești în opoziție, n-ai reușit să fii într-o majoritate, practic, efectiv, încasezi bani degeaba. Pentru că vei fi nevoit, pentru că niște oameni te-au votat, au crezut în tine, ești în Parlament, fă ceva, oamenii nu înțeleg lucrul ăsta, și atunci ce face parlamentarul? Vine cu o propunere legislativă plină de populism și nesusținută, neavând în ea niciun fel de substanță sau de fundament
fundament solid care să fie aplicabilă. Și atunci se duce, domnule, trebuie să mărim pensiile, trebuie să facem mai, trebuie să dublăm salariile. Și atunci oamenii de acasă, uite-l, bă, a meritat ăsta, bă, ăsta vrea să ne dublează, să ne dubleze salariile. Și efectiv, astea sunt reacții umane. Parlamentarul vrea săracul să iasă cu ceva, pentru că dacă președintele lui de partid îi spune, nu avem voie cu ăia, nu avem voie cu nu știu ce. Nu, democrația, asta înseamnă o dezbatere. O dezbatere în perspectiva întrebării dumneavoastră. Și să faci compromisuri care să nu te compromită. Adică n-am văzut politică fără compromisuri. Compromisuri politice. Compromisul pe care să-l facem, că l-ați numit așa dumneavoastră, compromisul pe care noi trebuie politice. Să-l facem este că eu sunt, chiar dacă am un fundament, îmi permis să spun solid, liberal, pe care ar trebui să-l avem toți liberalii. Pentru că nu pot să spun acum că toți din Partidul Național Liberal sunt acei conservatori autentici, adică ce înseamnă naționalismul, diferența față între naționalism și între național și naționalism, ce înseamnă latura națională de a proteja suveranitatea unei țări și interesul ei economic. Nu pot să garantez pentru toți că asta voi fi. Eu la dumneavoastră când mai vin, o să spun și părțile negative, pentru că așa am fost mereu, așa am fost învățat. De-aia pe vremuri se spunea, bă, la liberali scandal mereu, pentru că era un schimb de idei, era o dezbatere liberă, nu era ca la PSD, îmi permis să spun, viu. În care venea tătuca și ce spunea, aia se făcea. Sper ca nici PNL-ul să n-ajungă în situația asta și sper să am această libertate pe care am avut-o de fiecare dată. La Prahova, cel puțin, este chiar într-un mod practic și deosebit. Dar vom guverna cu USR-ul. Și eu cred că mai mult decât oricine. Pentru un partid care își caută o identitate. Deocamdată nu pot să spun despre USR decât că are o identitate a străzii, în sensul în care în baza protestelor a apărut acest curent. Ele fundamentate sau mai puțin fundamentate, nu ăsta este un subiect, dar au fost numiți de dreapta. Trebuie să vedem lucrul ăsta. Pentru că erau împotriva PSD. În România este o boală. Am și postat și am spus ceva fără să atac acest partid. De cine e împotriva PSD-ului e de dreapta. Și pe mine mă șochează jurnaliștii care întrețin lucrul ăsta și care vin și fac ecuații, domnule, ăștia de dreapta se vor uni. Păi, nu, iertați-mă, eu am fost împotriva PSD-ului când am primit de la un miner un pulan în cap, da-am un șanț undeva, aveam 16 ani jumate, 17 și îmi un bocanc în stomac și știam, iar noi mergeam cu flori, cu rațiu, cu coposul, pentru că eram voluntar în perioada aceea, n-am intrat în Partidul Național Sărănesc niciodată, dar am iubit perioada aceea și poate romantismul de atunci mi-a rămas undeva ca o fundație solidă față de ce însemna curentul coposul care lega pe străzi ca să spună lui Vișinescu care l-a torturat, iartă, te iert, Dumnezeu să te ajute. Și noi mergeam, ei veneau cu minerii, noi veneam cu flori și cu papioane. Românii erau educați să râdă de cei cu papioane. Ori vreau să ducem România și să vorbim despre principiile democratice. Ori noi, PNL-ul, cred că avem responsabilitatea asta ca cu acest partid care vom guverna, USR, să chiar dacă vor să se identifice cu valorile de dreapta, chiar să le vadă. Și într-un parteneriat... Aveți dubii? Sau? Nu am niciun dubiu. Eu am un singur dubiu. Că nu am văzut până acum, în afară de anumite aspecte spre ură, duse spre ură, nu am văzut o strategie, un plan aplicat de guvernare. Nu l-am văzut eu. Ură între români, care, lucruri care au dus la, ură, care orice, la o divizare a societății? În sensul în care un om, eticheta pe care se pusă unui om la prima vedere, adică luată informația așa și chiar dacă lucrurile s-au schimbat între timp, pus o etichetă chiar în situația mea. Eu nu sunt supărat, eu îi iert și nu am avut nicio reacție până acum. Mi-am propus să n-am nicio reacție, dar mă provocați acum tot dezbătând lucrul ăsta, aspectul ăsta USR, este, cred că, de notorietate că am fost o țintă a USR-ului. Nu m-a supărat, doar dezinformarea m-a deranjat. Pentru că este de notorietate în zona publică ce ține de justiție, că eu am avut de suferit, că un martor pe o acuzație banală de 5.000 de euro, cum că e posibil să-i fi primit, acel martor să vină să recunoască în instanță că n-am avut nicio treabă, că n-am fost în niciun context după 3 ani de zile, 4 ani de zile și că a fost, i s-a spus, i s-a dictat ce să facă de către niște procurori.
pe care nu îi nominalizez, îi iert și pe ei și le doresc numai bine, că știu că probabil nu sunt foarte bine, dar le doresc toată sănătatea lumea. Eu am avut în toată perioada asta, Dumnezeu a putut să lase peste mine harul acesta de capacitatea de a ierta. Așa cum iert și atacurile acestea, pentru că nu ascund față de dumneavoastră că un politician din zona USR a fost abordat de un alt politician din zona noastră și a spus, pe acest calapod ne facem campanie și suntem iubiți de oameni. Și îi înțeleg până la un punct. Cert este că eu nu sunt penal. Penal ești când ești condamnat. Dosarul meu s-a întors înapoi din lipsă de probe, rețineți. Chiar și din alte motive și din motivele unei proceduri în justiție greșite, dar din lipsă de probe și s-a întors într-o zonă în care probabil vor rămâne acolo, nu știu, camera preliminară care probabil se va termina. Eu nu sunt penal pentru toți românii, pentru toți prahovenii, pentru susținători și nu i-am considerat cine mă cunoaște, cunoaște lucrul acesta. Îi iert pentru cei care se folosesc de lucrul acesta la adresa mea și sper să fac... Și sper să facem echipă. Sper ca acest guvern și mai mult ca oricând liberalii să aibă acea maturitate care a dat dovadă în campanie, în care n-a răspuns unor atacuri, pentru că sunt mulți colegi chiar din Prahova, de la mine, atacați din Național, care au fost loviți în direcția asta, și sper și cred că vom face o echipă solidă, un guvern pentru România, la soluțiile și la problemele României. Și cred că noi putem ajuta acest partid prin măsurile care le vom lua și decizia comună să-i dăm acea identitate de dreapta pe care eu personal spun că nu cred că o are în momentul ăsta. Spuneți-mi, vă rog, din punctul nostru de vedere, care aveți un spirit critic dezvoltat, există vreo greșeală pe care a făcut-o actualul guvern? Bine, poate părea o întrebare de baraj, că poate 99% o să spuneți nu, domne. Guvernul Orban a luat... Bine, fapt și domnul Orban a recunoscut că a făcut greșeli. Dumneavoastră cum vedeți aceste... Sau care sunt greșelile care le vedeți, dacă există? Nu, vedeți dumneavoastră, nu e greșită întrebarea, pentru că am avut ocazia, vă aduceți aminte, în alte guvernări, când pe proprii mei miniștri i-am criticat. Eu n-aș putea să critic, pentru că suntem într-o situație... Tristețea mea vine dintr-un singur aspect. Apropo de USR Plus, au condus un an de zile, mi-aduc aminte, primul ministru al României, Dacian Cioloș, și Partidul Național Liberal, care l-a susținut din Parlament cu un guvern tehnocrat care se regăsește în mare parte în USR Plus, dar și prin câțiva și-au făcut loc și chiar în Partidul Național Liberal. Așa a condus țara în asemenea fel că noi de la un 37-40% ne-am trezit cu 21% după un an de zile. Ori, noi atunci, dacă nu intrăm la guvernarea aia și nu ne-o asumam, probabil că nu avea Dragnea 40% și avea Partidul Național Liberal 40%. Domnul președinte Iohannis a încurajat și îl felicit pentru curajul acesta, dar mai ales majoritatea din Parlament a schimbat un guvern care se prăbușea efectiv. Adică populația cerea lucrul ăsta prin alegerile care le-am avut la europarlamentare și cum se prevedea la alegerile prezidențiale, prin anumite greșeli care s-au făcut la guvernare, și am văzut, bineînțeles, în sondaje ce s-a întâmplat. Dar în perspectiva de a avea alegeri anticipate, ori, adică imediat, într-o lună, două, maxim trei, ori noi ne-am trezit în situația de n-am mai putut organiza alegerile anticipate ca să ne asumăm o platformă, să ne asumăm un program, să avem și noi 4 ani de guvernare după care pot judeca măsurile vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră unui guvern. Noi suntem de un an de zile la guvernare și cred că cea mai mare pandemie aceasta e una dintre cele mai mari încercări post-decembriste pe care am avut-o. N-aș putea să reproșez prea multe guvernului nostru. Aș putea să reproșez, în schimb, aspecte legate de comunicare. Este un fenomen mondial și văd administrații europene cu renume, Elveția, Franța, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, care, nu vă supărați, adică într-o situație mai gravă ca a noastră, spiritul acesta românesc, politic, de a transmite românilor că suntem sub control, că controlăm situația, că totul este, aș putea să-l reproșez guvernului nostru. Și asta vine dintr-un spirit al unui ministru responsabil, de teama de a nu se interpreta într-o societate în care așteaptă numai vești bune. Eu cred că o comunicare în direcția aceasta, legată de pandemie, suntem într-o criză mondială. Suntem într-o criză mondială în care ne străduim cu cât putem să nu depășim un anumit număr și vor fi anumite măsuri nepopulare, păi dacă ne interesau voturile, domnul Ienache.
Lăsam lucrurile să meargă de la sine și lăsam românii să cu chefuri, da, da, cu petreceri noaptea. Nu mai avem decât 1 minut la dispoziție, dar deja sistemul sanitar e la pământ și așa, dar e aproape de limită. Bun, deci dacă avem 1 minut la dispoziție, pot să reproșez, de exemplu, că n-am avut o reacție, domnul Ienache, vis-a-vis de legea pe care a dat-o PSD-ul de majorare a pensiilor cu 40%. Mie mi se pare o intenție de subminare a economiei naționale. Bine, ați avut, a zis că sunt irresponsabil. Păi bun. Dar eu cred că puteam să fim mult mai aplicați, pentru că suntem singurul guvern din toată lumea în perioadă de criză care a mărit cu 14%. Nu o spun ca laudă. O spun că din moment ce tu faci o asemenea populism într-o perioadă de criză, n-arăți că ești responsabil și că vrei să sprijini această situație în condițiile în care domnul Ienache, noi știm foarte bine că în primăvară ne spunea: domnule, este criză și noi n-avem nicio reacție, pandemia, e nu știu ce și n-aveți reacție, iar acum spune că domnule, trebuie să fim mai liberi, nu trebuie să închidem aia. Deci, din punctul acesta de vedere, și nu vreau să vorbesc de doctorul Rafila, cu tot respectul, un specialist desăvârșit, dar care a devenit mai specialist decât ce specialist era înainte să intre în politică. Adică niște doze din acestea de populism le vedem. Ne-am asumat-o și n-aș vrea ca românii să trăiască episodul în care să sancționeze un guvern care n-a avut timp să își așeze nici măcar platforma de guvernare într-o situație de criză pandemică pe tot globul pământesc, să fie judecat în perspectiva aceasta. Nu judeci un guvern, va trebui ca liberalii să guverneze măcar o dată un mandat, ca să vedem guvernul acesta care alături de președintele Iohannis n-a avut ocazia să guverneze. Au fost două încercări și două situații complicate. Lăsați-ne să guvernăm odată, că va fi în context de USR, că va fi în context de alte partide politice. Lăsați-ne să guvernăm și să arătăm ce suntem în stare. Noi liberali, și sunt sigur că România au înțeles lucrul ăsta și nu vor pica în această capcană în care am picat atunci cu Dragnea după 4 ani de zile. Știți ce îmi doresc eu? Eu îmi doresc să se întâmple în România ceea ce văd la dumneavoastră, am văzut în precampanie, pe meșuri, pe acelea mari. Dezvoltăm România. Asta îmi doresc. Vă spun foarte sincer, domnul Roșca, mulți de 30 de ani au promis la măsuța aceasta, la alte măsuțe, în Prahova, la București: domnule, avem niște planuri. La Prahova v-ați asumat. M-ați provocat și trebuie să vă răspund asta, domnule. Vă rog, da. Deci Dezvoltăm România nu este un slogan. Dezvoltăm România este aplicat și face parte din strategia de guvernare următoare a Partidului Național Liberal. Proiecte aplicate, că vorbim de infrastructură, că vorbim de autostrăzi, că vorbim de, tu mai v-am spus, de administrație, pentru că fiecare în dreptul lui, în fiecare județ, sper să aibă un Iulian Dumitrescu aplicat vis-a-vis de strategia, în spatele lui Iulian Dumitrescu fiind strategia guvernamentală pe care noi va trebui să o avem ca susținere față de autoritatea locală. Dar închei până vă spune că în Parlament, peste toate lucrurile acestea care a scos ochii românilor, facem șanțuri, facem străzi, facem autostrăzi, facem spitale, facem, și chiar vom vorbi la Prahova de spitale noi și așa mai departe, nu e timpul necesar și cred că în măsură sunt în mod deosebit Iulian Dumitrescu și primarul Andrei Volosevi și mulți alți primari din județul Prahova. Peste toate acestea, latura mea conservatoare a Partidului Național Liberal mă va obliga să lupt, așa cum spun de fiecare dată, mai mult ca oricând, mai mult ca niciodată, pentru suveranitatea națiunii noastre în lume, pentru reclama pe care trebuie să ne o facem din punct de vedere al identității noastre, pentru apărarea mediului privat din România, pentru libera inițiativă, pentru apărarea valorilor identitare românești, din educație, din tradițiile noastre românesc, dar mai ales pentru valorile noastre creștine. Asta e un subiect pentru alte emisiuni, e un subiect complex. Eu personal, în perspectiva aceasta, față de toate lucrurile care pot părea extraordinare pentru români, lucrurile de care v-am vorbit acum în încheiere, pentru care am să lupt, că vorbim de suveranitate, identitate, credința în Dumnezeu, am să fiu un om care, auzit cu o voce puternică. Iisus Hristos spune așa și încheie această emisiune: rugați-vă mai înainte de toate pentru cei înălțați în dregătorii, ca să aveți o viață plină de pace, de dragoste și de evlavie. Sper ca toate partidele politice să înțeleagă lucrul acesta. Și fie el USR, fie el PNL, fie el PSD, să ne rugăm pentru cei ce vor guverna. Chiar dacă eu sunt sigur că PNL-ul va guverna această țară pe următorii 4 ani de zile, să ne rugăm pentru românii noștri. Suntem români, suntem creștini și dacă atitudinea aceasta plină de ură nu va dispărea din România, nu vom construi nimic. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Vă mulțumesc mult pentru participare, domnule Mircea Roșca. Ne vom revedea de luni încolo. Vă doresc succes. Mulțumesc. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!